Mișcări ale iudaismului Mișcările sunt secte sau confesiune ale iudaismului. Cele mai vechi mișcări au fost fariseii, saducheii, senienii și zeloții. Mișcările medievale au inclus caraiții și iudaismul rabinic. Iudaismul rabinic s-a împărțit în hasidică, ortodoxă, reformată și conservatoare în statele unite astăzi. Alte țări au mișcări similare denumite diferit. Diferențele, diferitele secte sau denominațiune ale iudaismului sunt denumite în general mișcări. Diferențele dintre mișcările evreiești de astăzi nu sunt atât de o chestiune de teologie, ci mai mult o chestiune de cât de literalmente iau scripturile, cât de mult cred că cerințele biblice pot fi schimbate și dacă aceste cerințe sunt obligatorii. Mi s-a spus că diferențele dintre mișcările evrești nu sunt la fel de mari ca diferențele dintre confesiunile creștine, dar nu sunt sigur dacă este adevărat. Am auzit odată un pastor protestant încercând să explice evreilor diferența dintre confesiunile protestante și prima distinție la care s-a gândit a fost țara de origine a aderenților, ceea ce nu mi se pare foarte Significativ dar poate că a ratat sensul întrebării. În general, când vorbesc de mișcări, mă refer la mișcările din Statele Unite ale Americii în secolele 20 și 21, dar de fapt au existat diferențe de opinie organizate de mai bine de 2000 de ani. Mișcări în timpurile antice. Poate că cele mai vechi înregistrări pe care le avem despre o diferență formală de opinie religioasă între evrei durează din timpul revătei Macabeilor, care stă la baza poveștii Hanuka. La acea vreme, Pământul Israelului se afla sub control relativ binevoitor al grecii și era profund influențat de cultura greacă. Evreilor elenizați li s-a opus un grup tradiționalist religios cunoscut sub numele de hașideani nicio relație directă cu mișcarea modernă cunoscută sub numele de hasidism. Pe măsură ce grecii să le ucize au început să-i asuprească pe evrei, a izbunit războiul și poporul evreu s-a unit în opoziția sa față de greci. Războiul a continuat timp de 25 de ani, iar poporul evreu a rămas un unit în scop. Dar după încheierea războiului, poporul evreu s-a împărțit în trei grupuri, esenienii, saducheii, saduchim în ebraică și farisei. Esenienii erau un grup ascetic și mistic dedicat disciplinei stricte. Ei treu izolați de lume. Se crede că sulurile de la Marea Moartă sunt produsul unei secte eseniene. Unii savanți cred că creștinismul timpuriu a fost influențat de, de învățăturile mistice și ermetice ale esenienilor. Saducheii au evoluat din elementele elenistice ale iudaismului. Mișcarea a fost formată din preoții și aristocrații societății evrești. Erau conservatori din punct de vedere religios, dar liberali din punct de vedere social. Saducheii credeau într-o interpretare strictă, îngustă și neschimbătoare a torii scrise și nu credeau în tora orală. Templul și serviciile sale de sacrificiu au fost în centrul închinării lor. Pe plan social, ei au adoptat modalitățile culturii grecești vecine. Farisei credeau că Yahua le-a dat evreilor atât o tora scrisă cât și o tora orală, ambele fiind la fel de obligatorii și ambele fiind deschise interpretării de către rabini, oameni cu suficientă educație pentru a lua astfel de decizii. Fariseii erau dedicați studiului torei și educației pentru toți. După ce Iudeea a fost cu gerită de Roma și tensiunile cu Roma au început să crească, a apărut un al patrulea grup, zeloții. Zeloții erau în principiu o mișcare naționalistă, nu una religioasă. Ei au favorizat războiul împotriva Romei și credeau că moartea este de preferat să fie sub control roman, mai degrabă s-ar sinucide decât să fie luați prizonieri. Cel mai frumos exemplu de zeloți au fost apărătorii lui Masada, care au ținut timp de luni de zile fortăreața de munte împotriva legiunii a 10 -a romană și în cele din urmă s-au sinucis mai degrabă decât să se predea. Școala de gândire fariseică este singura care a supraviețuit distrugerii templului. Zoloții au fost uciși în timpul războiului cu Roma. Saducheii nu puteau supraviețui în fără templu, care era centrul religiei lor. Esenienii, care nu au fost niciodată foarte numeroși, se pare că au fost uciși de romani. Au fost ușor de recunoscut în comunitățile lor izolate. Unii cred că esenienii au fost absorbiți de creștini, care, așa cum am spus, împărtășește una dintre învățăturile lor mistice. Din de multe secole după distrugerea Templului, nu a existat o diferență de opinie organizată pe, pe scară largă în cadrul iudaismului. Iudaismul este iudaism și are practic aceleași cu. Uh, ceea ce cunoaștem acum ca iudaism ortodox. Au existat unele diferențe de practici și obicei între evreii așchenați din Europa Centrală și de Est și evreii farți din Spania și Orientul Mijlociu. Dar aceste diferențe nu au fost semnificative care ții și iudaismul rabinic. În timpul secolului al IX-lea au apărut o serie de secte care au negat existența torei orale. Aceste secte au ajuns să fie cunoscute ca care careiți literalmente oamenii scripturii și uh, s-au distins de rabaniți sau iudaismul rabinic. Cariții credeau în interpretările strict a textului literar al Scripturii, fără interpretarea ebraică. Ei credeau că legea rabinică nu făcea parte dintr-o tradiție orală care fusese transmisă de la Elohim și nici nu era inspirată de el, ci era o lucrare originală a înțelepților. Ca atare, învățăturile rabinice sunt supuse defectării oricărui document scris de simpli muritori. Diferența dintre rabaniți și car, caraiți, care este cel mai frecvent observată, este în ceea ce privește sâmbăta. Caraiții au remarcat că Biblia interzice în mod specific aprinderea unei flăcări în ziua sâmbetei, așa că și-au ți și ținut casele întunecate în acea zi. Rabaniții, pe de altă parte, s-au bazat pe interpretarea rabinică care a permis să lăsăm aprinsă o flacără care a fost aprinsă înainte de sâmbătă. Caraiții au interzis de asemenea relațiile sexuale în ziua sâmbetei în timp ce rabaniții considerau sâmbăta ca fiind cel mai bun moment pentru actul sexual. Cariții urmează de asemenea un calendar puțin diferit față de rabaniți. Potrivit caraiților, această mișcare a atras la un moment dat până la 40% din poporul evreu. Astăzi caraiții sunt o minoritate foarte mică, iar majoritatea evreilor rabini nici, nici măcar nu știu că există. Hasidim și Mitnagdim. În anii 1700, în Europa de Est, s-a dezvoltat prima dintre mișcările moderne. Această mișcare, cunoscută sub numele de Hasidism, a fost fondată de Israel Ben Eliezer, cunoscut mai frecvent ca Baal Shem Tov, maestrul bunului nume, sau Bești, un acrostih al lui Baal Tov. Înainte de hasidism, iudaismul a subliniat educația ca modalitate de a se apropia de Elohim. Hai hasidismul a subliniat alte experiențe mai personale și mistice ca și căi alternative către Elohim. Aceasta a fost o idee foarte populară pentru că, contrar credinții comune, nu toți evrei sunt intelectuali. Hasidismul era considerat o mișcare radicală la momentul înființării. A existat o opoziție puternică din partea celor care țineau de viziune preexistentă a iudaismului cei care s-au opus hasidismului au devenit cunoscuți ca mit-nagdim, oponenți, iar disp disputele dintre hasidism și mit-nagdim au fost adesea brutale. Astăzi, hasidim și mit-nagdim sunt relativ unificați în opoziția lor față de mișcările liberale moderne. Ortodoxia și chiar mișcările liberale ale iudaismului de astăzi au fost puternic influențate de învățăturile hasidice. Secretele Hasid. Hasidice sunt organizate în jurul unui lider spiritual numit uh, Rebe sau Țadic, o persoană care este considerată a fi mai iluminată decât ev alți evrei. Un Hasid își consultă Rebe cu privire la toate deciziile majore de viață. Hasidismul continuă să fie o mișcare vitală în întreaga lume. La, Bav la Bad Vacher, Hasidim sunt foarte vocali cu o prezență uh, mediatică ridicată, dar există multe alte uh, secte de exemplu Breslau, Satmar și Bovover, mișcările din Statele Unite astăzi. Aproximativ 5,7 milioane dintre cei 14,8 milioane de evrei din Statele Unite trăiesc în Statele Unite. Singura țară cu o populație evrească mai mare este Israel cu 6,3 milioane. Există practic trei mișcări majore în Statele Unite, reformată, conservatoare și ortodoxă. Unii oameni includ și o a patra mișcare, mișcarea reconstrucționistă, deși acea mișcare este substanțial mai mică decât celelalte trei. Ortodoxii și uneori conservatorii sunt descriși ca mișcări tradiționale. Reforma constituționalistă, reconstrucționistă și uneori conservatoare sunt descrise ca mișcări literare, liberale sau moderne. Și o mulțime de evrei americani, aproximativ 35%, se identifică ca doar evrei fără afiliere cu nicio mișcare. Ortodoxia este de fapt alcătuită din mai multe grupuri diferite. Include ortodoxi și moderni care s-au integrat în mare măsură în societatea modernă, menținând în același timp respectarea halahac, adică legea evrească, hasidim, care trăiesc separat și se îmbracă distinct în mod obișnuit, dar în mod eronat denumiți în mass media ultra ortodox și ortodoxi ieșiți ieșivi care nu sunt nici hasidici, nici moderni. Mișcările ortodoxe sunt toate foarte asemănătoare ca credințe, iar diferențele sunt greu de înțeles pentru oricine nu este ortodox. Toți cred că Elohim a dat lui Moșe toată tora la muntele Sinai, Tora, Tora include atât Tora scrisă Biblia evrească, ceea ce creștinii numesc Vechiul Testament, cât și Tora orală, o tradiție orală care interpretează și explică Tora scrisă. Ei cred că Tora este adevărată, că ea a ajuns până la noi intactă și neschimbată. Ei cred că Tora conține 613 miți vod obligatorii pentru evrei, dar nu pentru neevrei. Raportul din 2017 privind schimbarea identității religioase a Americii a produs de PRRI a constatat că 10% dintre americanii care se identifică ca evrei după religie, mai degrabă decât după cultură, se identifică drept ortodoxi. Iudaismul reformat nu crede că Tora a fost scrisă de Elohim. Mișcarea acceptată, teoria critică, acceptă teoria critică a autorului biblic, că Biblia a fost scrisă din surse separate și redactate împreună. Evrei reformați nu cred în respectarea poruncilor ca atare, dar păstrează o mare parte din valorile și etica iudaismului împreună cu unele dintre practici și Cultură. Principiile originale de bază ale iudaismului american de reformă au fost stabilite în platforma Pittsburgh. Mulți evrei neobservanți, nominal și sau agnostici, obișnuiau să se identifice care e atunci când erau apăsați să precizeze pur și simplu pentru că reforma este cea mai liberală mișcare, dar aceasta nu este cu adevărat o reflexie corectă asupra mișcării în ansamblu. Există o mulțime de evrei reformați care sunt religioși într-un mod reformist. În ultimii ani, acei oameni non religioși au avut tendința să se identifice ca doar evrei, ceea ce oferă o reflectare mai exactă a iudaismului reformat. Raportul PRRI a constatat că 28% dintre evrei americani după religie se identifică ca fiind reformă, ceea ce este mai puțin față de trecut, dar probabil pentru că evreii doar au fost filtrați. Există aproximativ 900 de sinagogi reformate în Statele Unite și Canada. Iudaismul conservator a apărut din tensiunea dintre ortodoxie și reformă. A fost organizat oficial ca Sinagoga Unită a Iudaismului Conservator de Dr. Solomon Shelter în 1913 deși rădăcinile sale în seminarul teologic evresc din America se întind încă din anii 1880. Iudaismul conservator susține că adevărurile găsite în scripturile iudaice și în alte scrieri evreiești provin de la Elohim, dar au fost transmise de oameni și conțin o componentă umană. Iudaismul conservator acceptă în general caracterul obligatoriu al halaka, dar consideră că legea ar trebui să se schimbe și să se adapteze absorbind aspectele ale culturii predominante, rămânând în același timp fidelă valorilor iudaismului. Din experiența mea există o mare varietate între sinagogile conservatoare. Unele nu se pot distinge de reformă cu excepția faptului că folosesc mai multe brai, alții sunt practic ortodoși cu excepția faptului că bărbații și femeile stau împreună. Unele sunt foarte tradiționale în fond, dar nu și în formă. Altele sunt tradiționale în formă, dar nu în fond. Această flexibilitate este adânc înrădăcinată în iudaismul conservator și poate fi găsită în propria lor declarație de principii de Raportul PRRI a constatat că 14% dintre evrei americani după religie se identifică ca fiind conservator. Există aproximativ 600 de sinagogi conservatoare în lume astăzi. Iudaismul, iudaismul reconstituționist este teoretic o consecință a conservatorului, dar nu se încadrează perfect în continuumul tradițional liberal, observator, neobservator, pe care majoritatea oamenilor îl folosesc pentru a clasifica mișcările iudaismului. Reconstrucționiștii cred că iudaismul este o civilizație religioasă în evoluție. Ei nu cred într-o divinitate personificată care este activă în istorie și nu cred că Elohim a ales poporul evreu. De aici ați putea presupune că reconstrucționismul este la stânga reformei, cu toate acestea reconstrucționismul Reconstrucționismul pune un accent mult mai mare pe respectarea evreilor decât iudaismul reformator. Reconstrucționiștii respectă halaca, dar aleg nu pentru că este o lege obligatorie a lui Elohim, ci pentru că este o rămășiță culturală valoroasă. Reconstrucționismul este o mișcare foarte mică, dar pare să primească o atenție disproporțională probabil pentru că există un număr disproporționat de reconstrucționiști care servesc carabine în organizațiile studențești evrești și centrele comunitare evrești. De fapt, chiar și mișcarea conservatoare permite acum sinagogilor afiliate să folosească un rabin reconstrucționist dacă nu găsesc unul conservator acceptabil, iar rabinii reconstrucționiști din sinagogile conservatoare devin din ce în ce mai des întâlniți. Toți cei pe care îi cunosc par să fi avut un rabin reconstrucționist la un moment dat, de obicei la facultate sau la un centru comunitar, dar conform raportului PRRI, doar aproximativ 2% dintre evrei din America se identifică ca fiind reconstrucționiști. Există aproximativ 100 de sinagoge reconstrucționiste în întreaga lume, deși majoritatea evreilor nu au nicio obiecție teologică față de rugăciune în sinagogile altor mișcări, serviciile liberale nu sunt suficient de religioase sau suficient de evrești pentru evrei tradiționali, iar serviciile tradiționale nu sunt prea lungi, prea conservatoare și adesea practic de neînțeles pentru evrei liberali, deoarece serviciile tradiționale sunt în primul rând, dacă nu exclusiv, în ebraică. Unii ortodoxi nu vor participa la slujbele liberale din cauza aranjamentelor mixte de locuri și pentru că cartea de rugăciuni liberală reduce sau schimbă multe rugăciuni necesare. Are. Mișcări în Israel astăzi. aproximativ 5 milioane de evrei trăiesc în Israel. Ortodoxia este singura mișcare care este recunoscută formal și legal în Israel. Până de curând doar evrei ortodoși puteau sluji în consiliile religioase. Rabinatul ortodox din Israel controlează chestiunile de, sfat, de statut personal, cum ar fi căsătoria, convertirea și divorțul. Celelalte mișcări americane au un anumit grad de prezență în Israel, dar în cea mai mare parte israelienii nu se identifică oficial cu o mișcare